Complexul energetic Hunedoara nu mai are începând de ieri director general. Constantin Jujan a renunțat la funcție, iar Ministerul Energiei a aprobat demisia acestuia. Jujan a declarat că a recurs la acest gest pentru că Ministerul Finanțelor întârzie să acorde companiei energetice ajutorul de stat promis. Constantin Jujan ocupa funcția de director general la Complexul Energetic Hunedoara din luna februarie acestui an, atunci când l-a înlocuit pe Aurel Niculescu, care nu s-ar putea întoarce în acest moment în funcția de conducere. Jujan este dezamăgit de faptul că Ministerul Finanțelor nu a acordat încă ajutorul de stat în valoare de 167 de milioane de lei și a decis să părăsească funcția de conducere. Reprezentanții Ministerului Energiei au aprobat solicitarea lui Jujan și vor desemna în perioada următoare o altă persoană care va conduce compania. Complex complexul energetic Hunedoara se află într-o situație dificilă din punct de vedere financiar și avea nevoie de ajutorul de stat ca de aer pentru a achiziționa certificatele de carbon.